În această seară, Cristian a vrut să discute cu mama lui și să se asigure cumva că vineri în gală nu o să-i facă din nou o surpriză și să o blocheze iarăși pe Antonia. Îi spunea, știu că nu te gândești la asta, dar vreau să mă simt nevoit să-ți spun și vreau să mă asigur că nu o să-mi faci vineri o surpriză. Știi la ce mă refer? Cred că s-a prins toată lumea oricum da, întreba Cristian și nu a primit niciun răspuns și aștepta de la doamna Daniela și dânsa a zis te ascult. Iar Cristian a reluat dorința lui și a zis, deci nu vreau să mă trezesc vineri cu o surpriză în gală, că o să o blochez din nou pe Antonia. Au continuat discuția cei doi, dar s-a întrerupt sunetul. Eu țin minte de săptămânile trecute că nu are voie fiul să îi spună mamei pe cine să blocheze sau nu. Nu știm dacă se va amenda între ghilimele cumva această discuție. Cert este că atâta timp cât am văzut și noi pe antena Play discuția, doamna Daniela nu a spus nici că nu o mai blochează, nici că o blochează.